o echipă de experți ai Fondului Monetar Internațional vine mâine într o vizită de lucru la Chișinău. Misiunea va analiza evoluțiile recente din economie și progresul atins în implementarea programului autorităților, va actualiza datele și va discuta despre politicile macroeconomice din viitor. Experții și vor încheia vizita pe 7 noiembrie precizând că programul pe trei ani al autorităților Republicii Moldova susținut de femei a fost aprobat pe 7 noiembrie 2016 și este finanțat printr-un credit în valoare totală de 182 de milioane de dolari SUA. Circa 59 de milioane de dolari din această sumă au fost deja debursate.